Echipa masculină de polo Steaua București BA a obținut vineri și sâmbătă două victorii importante în fața celor de la CSM Digi Oradea. În bazinul din complexul sportiv Ghencea, echipa pregătită de Andrei Iosep a dispus cu 11-7 și 10-9 de rivalii din Oradea, în cele două jocuri care au contat pentru etapa a treia a Ligii Naționale de Polo, grupa valorică 1-4. Vineri seara, roșialbaștri au revenit de la 0-2 și s-au impus în final cu 11-7 după un joc cu multe reușite pe faza defensivă. Pentru prima victorie echipei campioane, cele mai multe goluri au fost marcate de Marius Caposti și Ierco Marinici Craici, fiecare cu câte 3 reușite. Sâmbătă, Steaua București BA a obținut al doilea succes în fața ardelenilor, dar de această dată jocul a fost mult mai strâns. Chiar dacă au condus în permanență, poloiștii militari au muncit până la ultima fază pentru o victorie la limită cu 10-9. Sunt două victorii foarte, foarte importante, campionatul este foarte echilibrat, echipele sunt foarte echilibrate și toate meciurile sunt de 1x2. Vreau să-mi văd echipa și la meciurile de la Oradea, o atmosferă ostilă și să vedem acolo. Am început foarte bine, da? Victorie pe teren neutru și două victorii pe teren propriu. Aceste victorii ne dau un avantaj foarte important pentru câștigarea sezonului regular, care este de asemenea primordială pentru noi în acest moment, pentru că trebuie să ne asigurăm 3 meciuri în finală pe teren propriu. În etapa viitoare, vineri și sâmbătă, 22 și 23 noiembrie, Steaua București BA va disputa două partide în deplasare cu Dinamo București. Suntem pregătiți pentru la mai multe, să câștigăm tot ce se poate. Este o favorită după aceste două victorii la câștigarea campionatului? Normal, Steaua tot timpul e favorită. Asta ne dorim, să câștigăm tot și să fim campioni de nou și Cupa României la fel să vină la noi.